Republica Moldova va cumpăra din nou energie electrică de la centrala nucleară electrică din România. Este pentru prima dată când compania de stat Energocom a rezervat cote de energie de la nucleara electrică. Astfel, potrivit directorului Energocom, Victor Bânzar, din luna octombrie, vor fi cumpărați 10 megawați pe bandă, prețul fiind de 400 de roni megawați, echivalentul la 1560 de lei moldovenești. În perioada rece, începând cu luna octombrie, noi vom cumpăra 10 MW bandă, dar această energie este o energie suplimentară pentru a nu cumpăra energie de la bursă, deci pentru a face un echilibru a unui preț rezonabil. Va fi în premieră când poți să-ți faci rezervare de capacitate lunară, ceea ce înseamnă ai o stabilitate și nu ai un risc atunci când tu ai energie, dar nu poți să-ți rezervi capacitatea de a importa energie în țară. Este o măsură de a diminua riscurile și totodată de a avea prețuri mici și joase. În lunile următoare, această cantitate ar putea crește, susține Victor Bânzar. Acesta a mai precizat că în cadrul procedurii a fost depusă o garanție bancară urmată de participarea la o licitație organizată de operatorul sistemului de transport al României, Transelectrica, în urma căruia ESA Energocom a fost declarată câștigătoare. Energocom a mai cumpărat energie electrică de la nucleara electrică în perioada octombrie 2022-aprilie 2023. Menționăm că în prezent Chișinăul achiziționează majoritatea curentului electric de la centrala de la Cuciurgan, amplasată în regiunea stânga a Nistrului, la un preț de 66 de dolari megawatt-oră. Perioada contractului este până la sfârșitul anului 2024.